Bună seara, dragi prieteni! Să știți că am reușit să dau jos înregistrarea ședinței CNA, așa cum corect ați observat pe pagina de Facebook unde ea a fost transmisă, nu mai există. Am făcut o solicitare în baza legii 544 privind liberul acces la informații de interes public să mi se comunice de ce a fost ștearsă de acolo. Bineînțeles, n-am primit niciun răspuns de la CNA. Au 5 zile să-mi transmită refuzul, 15 zile să-mi răspundă sau 30 de zile, după aceea îi chem în judecată și încerc prin instanță să aflu de ce au șters acea înregistrare. Înregistrarea este însă arhivată și pe site-ul Consiliului Național Audiovizualului, de unde am reușit să o dau jos, să o descarc. Am tăiat pasajul privind intervenția mea și intervenția, ședința practic, unde se poate auzi clar și bine ce spune reprezentanta postului România TV, ce spune fiecare membru al Consiliului Național Audiovizualului în parte. Fac aceste precizări pentru că dumneavoastră ați constatat în mod corect că, sigur, microfonul telefonului care am transmis live n-a putut să redea sunetul ca lumea. Eu am transmis live și pe YouTube, pe TikTok, am încărcat live-ul de pe TikTok astfel încât dumneavoastră ați putut să auziți clar ce am spus eu, dar nu ați putut să auziți clar ce au spus membrii Consiliului Național al Audiovizualului în acest caz. Și de aceea am pregătit montajul cu acea emisiune. Îl voi ridica după comentariul zilei. N-am vrut să ridic înainte ca să nu credeți că ăsta este materialul zilei. Și pentru că am niște subiecte foarte, foarte importante, dragi prieteni. Țineți minte când ei pregăteau fel și fel de legislație ca să scape Dragnea de pușcărie. Mă rog, Dragnea s-a dus la pușcărie, dar legislația a mers mai departe. Când spuneam că domnul Cătălin Predoiu este omul Hidrei, când atrăgeam atenția cu privire la hotărârile Curții Constituționale emise de majoritatea politrucă din această instituție, reprezentanții Hidrei, PSD-ului, PNL-ului, PMP-ului, pentru că și domnul Petrov are acolo niște reprezentanți de frunte, da? Și spuneam, domne, ăștia dau niște hotărâri care nu numai că vor favoriza Hidra, nu numai că vor favoriza corupții, ci vor transforma România într-un rai al infractorilor. Cei care mă urmăriți de foarte mult timp, în special cei care mă urmăriți din 2017, cu siguranță vă aduceți aminte de sintagma asta, Republica Infractorilor, pe care eu am folosit-o pentru a descrie acest pericol. Vă rog foarte frumos, dacă țineți minte aceste informații, să-mi scrieți în comentarii. Astăzi constatăm că tot ce au făcut ei pentru mari corupții ai nației, și foarte mulți au scăpat, da? Inclusiv Elena Udrea, care este la pușcărie pentru dosarul Galabute, a scăpat de și mai multă pușcărie în dosarul șpăgii de 3,8 milioane de dolari de la Hidroelectrică. Infractorul Dan Andronic a scăpat de pușcărie și o grămadă au scăpat de pușcărie. Dar pe lângă ăștia, mari corupți din politică, legați de mafia Hidra, securisto, fesenisto, corupto, modernă, da? Scapă și alții oameni buni. Și scapă în cazuri extrem de grave, cum este cazul colectiv. Piedone se pregătește și el să scape mai devreme din pușcărie folosind aceleași portițe, da, pe care Dragnea a început să le deschidă și a căror deschidere largă a continuat după aceea, chiar dacă Dragnea s-a dus la pușcărie sub atenta îndrumare a domnului președinte Klaus Iohannis sub noul FSN. Când a încercat USR-ul să facă niște modificări, au zburat de la guvernare ca pe nimic. Da? Știrea gravă, știrea zilei, dragi prieteni, de fapt sunt două știri ale zilei. Una vine de la Curtea Constituțională și avem știrea asta legată de colectiv. Eu am spus în colectiv, am făcut foarte multe materiale până când s-a dat soluția definitivă și am explicat acolo că este absolut scandalos modul greoi în care s-a judecat acest proces, pedepsele care au fost acordate. Am explicat în același timp că asta prevede legea. Sigur, e adevărat, instanțele sunt colmatate, sunt pline cu dosare, dar eu vă spun că nimeni nu împiedică un judecător de penal
Dacă are un caz extrem de grav și cazul ăsta de la colectiv, să mă ierte Dumnezeu, câți oameni au murit acolo și ce reverberație a avut în societate, ăsta trebuia să fie un caz de prioritate zero. Și legea nu împiedică judecătorul să pună termene la de două ori pe săptămână dacă dorește. Nu îl împiedică. Da? Dar, mă rog, ei au judecat dosarul ăsta cum ar judeca orice alt proces. Ca și cum s-ar certa două pensionare pentru gardul dintre gospodăriile lor. Cu termene la o lună, cu amânări și așa mai departe. Ce s-a întâmplat, dragi prieteni? Pe lângă faptul că procesul s-a derulat așa cum s-a derulat, da? Pe lângă faptul că legea n-a permis pedepse mai mari, că asta este, acum s-a dat pedeapsă redusă pentru unii dintre patronii de la colectiv. Curtea de apel București a dispus astăzi reducerea pedepsei aplicate lui Costin Mincu, unul dintre patronii clubului colectiv, de la 8 ani la 6 ani și 6 luni, ca urmare a prescrierii faptelor pentru două infracțiuni. Da? Hotărârea CCR privind prescrierea faptelor, care a scăpat o grămadă de șmeche, inclusiv pe Udrea, deși mai multă pușcărie. Da? Udrea care acum se ceartă cu Dan Androni, că am trăit să o văd și pe asta, dragi prieteni, absolut savuroasă postarea Elenei Udrea, găsiți pe Actual 24 articolul. Udrea se dezice de Androni, da? Este incredibil și e foarte reconfortant atunci când mafioții se ceartă între ei. E o plăcere să te uiți când mafioții se ceartă între ei, acuzându-se unul pe altul de lucruri și confirmând ceea ce tu ai spus de-a lungul timpului. Ca bine jurnalist independent. Și ei au zis atunci, nu, mă limbot minte, mă limbot trebuie provocat, trebuie bătut pe stradă, vorbește prostii. E, ce să vezi, mă limbot n-a vorbit prostii. Și acum s-a supărat Lenuța pe infractorul Dan Andronic și aflăm chiar de la Lenuța ea însăși că mă limbot n-a vorbit prostii. Bun, să revenim la cazul colectiv, pentru că este foarte grav ce se întâmplă, dragi prieteni. Magistrații au admis lui Mincu o contestație în anulare împotriva deciziei definitive de condamnare din mai 2022. Și au constatat că pentru două dintre infracțiunile de care acesta este acuzat, vătămare corporală din culpă și neluarea măsurilor legale de sănătate, securitate, muncă, faptele s-au prescris. Pe care de consecință au fost anulate pedepsele pentru cele două infracțiuni de 2 ani și 6 luni închisoare, respectiv 2 ani de închisoare. Practic, Costin Mincu a beneficiat și el de deciziile Curții Constituționale și Instanței Supreme privind prescrierea faptelor. Acesta a rămas, după anularea acelor pedepselor pentru acele infracțiuni care s-au prescris, da? Că așa au vrut mari mafioți, mari corupții ai patriei, și domnul Iohannis cu domnul Predoiu n-au avut nimic împotrivă. Da? Va trebui la un moment dat să ne lămurim de ce n-au avut nimic împotrivă, de ce atunci când au avut majoritate nu au modificat legislația astfel încât să nu se ajungă să scape toți șmecherii ăștia. Da? Deci a rămas cu pedeapsa de 6 ani și 6 luni închisoare primită pentru comiterea infracțiunii de ucidere în culpă. Decizia e definitivă și ceilalți inculpați au introdus căi extraordinare pentru a scăpa de condamnări. De asemenea, pe rolul instanței supreme, scrie Actual 24, a fost deschis un proces care are ca obiect recurs în casație, în care fostul primar al sectorului 4, celebru domn Popescu Piedone, ceilalți doi patroni ai clubului, și pompierii George Matei și Antonia Radiu contestă condamnările primite în dosar. Pronunțarea a fost amânată pentru 14 iunie. Curtea de apel a dispus condamnări definitive în dosarul colectiv. Cristian Popescu Piedone, 4 ani. Paul Gancea, patron colectiv, 6 ani și 4 luni de închisoare. Costin Mincu, patron colectiv, 8 ani de închisoare. Alin George, patron colectiv, 11 ani și 8 luni. Pompierii George Matei și Antonia Radu, 8 ani și 8 luni de închisoare. Pirotehniștii Viorel Zaharia și Marian Moise câte 6 luni, 6 ani și 10 luni. Antonia Radu a fugit din România înainte de sentință, fiind localizată în Republica Moldova, de unde autoritățile române au încercat fără succes să o extradeze. E, fără succes. Vă dați seama, autoritățile române, nici pe Rizia nu au vrut să-l aducă. Deci este o corupție, oameni buni, incredibilă în instituții cheie ale statului român, printre care instituțiile care se ocupă cu extradarea fugarilor condamnați. Deci rețineți, am mai explicat treaba asta și am explicat și pe TikTok și am văzut că s-a uitat 10.000, nu știu dacă n-a trecut de 100.000. Deci Rizia nu a ajuns la pușcărie unde este el acum în carantină, în județul Vaslui, da? Pentru că autoritățile române au făcut demersul. Nu! Republica Moldova l-a extradat, l-a dat afară. Da? Că a făcut ăla nebunit pe acolo, a tulburat apele, a provocat mare deranj, făcea propagandă rusofilă pe rețele sociale, o grămadă de mizerie.
Și ați văzut că administrația Maia Sandu, spre deosebire de administrația tăcutului domn Klaus Iohannis, chiar face, da? Blochează propaganda rusofilă, îi anchetează pe ăștia care organizează fel și fel de instigări și manifestări publice destabilizatoare provenite și finanțate de la Moscova. Deci face, da? Și l-a zburat și pe ăsta din țară, l-a luat și l-a dus la frontieră. Și la frontieră, bineînțeles, polițiștii de frontieră au constatat că are mandat internațional și l-au trimis la Mititica. Da? Antonia Radu stă pitită în Republica Moldova, nu deranjează administrația. Dar este inadmisibil, oameni buni, vă dați seama, cazul colectiv. Cât de grav este cazul colectiv, oameni buni, deci este ceva fără precedent în istoria noastră. 64 de morți, da? Și o seară oribilă care a îngrozit societatea. Și unul dintre condamnații e fugit. Și tu nu faci demersul să-l aduci în doi timp și trei mișcări? Nu faci. Nu te interesează. Domnul Predoiu e bine mersi. Da? Domnul Predoiu va rezista probabil tuturor rotativelor și schimbărilor. Că acum se schimbă Ciolacul, deja și-a făcut guvernul. Da? Domnul Klaus Iohannis reușește performanța să fie președintele care în alegerile parlamentare a promis votați-mă, mă rog, la prezidențiale și apoi la parlamentare, votați-mă pe mine și PNL-ul, pentru ca PSD-ul să nu mai vină niciodată la putere. Oamenii au ieșit la vot așa cum au ieșit, adevărat a fost absenteism și asta este foarte grav și dacă în 2024 va fi la fel absenteism, va fi de 10 ori mai grav, da? Dar ideea este că a avut o majoritate fără PSD și pentru că acolo acea majoritate nu a fost de acord cu mizerile, inclusiv cu chestiunile astea, da, care scapă mari corupți de dosare, a făcut majoritatea cu cei de la PSD. Ca să înțelegeți despre ce vorbim, numai o secundă, văd că s-a terminat de montat materialul. Să-i dau o pauză să-l pun în bară. O să ridic montajul cu emisiunea completă, unde puteți asculta clar, se aude bine, puteți asculta inclusiv ceea ce au spus membrii Consiliului Național Audiovizual, întrebările pe care mi le-au pus mie, discuția se aude mult mai clar. Dacă sunteți interesat de subiect și am văzut că sunteți, că v-ați uitat la toate materialele, ele sunt mai vizionate decât de obicei, acest material vă va lămuri cu privire la tot ceea ce nu ați auzit bine, cu privire la tot ceea ce n-a fost clar în înregistrările anterioare. Da? Și ăștia nu fac nimic ca să aducă pasta din Republica Moldova, vă dați seama. În timpul ăsta ce se întâmplă, dragi prieteni? Două lucruri, două știri grave. Curtea Constituțională, că tot vorbim despre ea, a decis astăzi că abuz un serviciu, citesc de pe Europa Liberă, din articolul jurnalistei Dora Vulcan. A zis că abuz un serviciu nu are nevoie de prag valoric pentru a fi incriminat, urmând ca judecătorul să decidă asupra gravității faptului. Aparent, ne-am bucurat, zice, domne, iată, a făcut o chestie bună. Dar nu e așa. Știți cum se spunea în antichitate? Să nu te încrezi în greci nici atunci când îți trimit darul. Da? Să nu te încrezi în Curtea Constituțională niciodată. Pentru că întotdeauna Curtea Constituțională, care are o majoritate, o componentă majoritară formată din politruci, puși acolo de marile grupări de corupție din această țară, va lua decizii în favoarea marilor grupări de corupție. Și ce crezi că au stabilit ei? Că intercitările SRI nu pot fi constitui probe în dosare penale. He, aici e marea șmecherie. De ce? Pentru că cele mai grave dosare penale, cele mai grele și condamnările cele mai mari s-au obținut atunci când Direcția Națională Anticorupție a lucrat cu specialiștii de la Serviciul Român de Informații. Și SRI-ul, spre deosebire de alte instituții, în perioada respectivă, a putut să ofere tot probatoriul necesar pentru ca oamenii ăștia să fie dovediți. Și asta i-a ars pe ei, asta i-a durut pe ei. Da? Și asta au vizat din secunda 1. Eu am tot vorbit pe tema asta de pe vremea lui Dragnea. Și au scos interceptările și foarte multe dosare de corupție grele, oameni buni, cu oameni care ar fi trebuit să fie la pușcărie în momentul de față. Da? 90% dintre politicienii infractori pe care îi vedem acum pe la televizor făcând hau-hau. Da? Unii dintre ei hau-hau în favoarea dictatorului Putin. Erau la pușcărie acum, dacă CCR-ul nu făcea mizeria asta. Și CCR-ul perseverează în această mizerie. Da? Ca să înțelegeți despre ce vorbim. CCR a constatat că sunt neconstituționale dispozițiile privind folosirea ca probe în dosarele penale ale interceptărilor SRI.
făcute pe mandate de siguranță națională și în cazul dosarelor de corupție. Curtea a constatat că legiuitorul nu a reglementat un control efectiv al elementelor ce țin de legalitatea înregistrărilor, mijloc de probă în procesul penal. Sigur că iau o justificare, că nu le fac de nebun. Da? Sunt ei politruci cum sunt, dar sunt specialiști în știința dreptului și pot să însăileze acolo ceva ca să iau ochii lumii, da? Și să vină propaganda cartelului Mafia Media să zică, uite domne, ne-a păzit CCR-ul de... Da? Păi dacă nu ești corupt, oricum te interceptează CCR-ul, orice face, dacă nu comiți fapte, nu se întâmplă nimic. Nu? Ca să înțelegem despre ce vorbim, dragi prieteni. Mă scuzați. Mă scuzați, am uitat să pun telefonul pe silențios, îmi cer scuze. Îmi cer mii de scuze, da? Orice... Dacă ești cinstit, n-are de ce să ți-e frică, da? Dacă ești hoț și te-a ascultat că ești hoț și dovadă acolo că ești hoț sau te-a filat, pe care e problema judecătorul să-l condamne? Care e problema? Da? Ca să scape hoții. De asta e făcută, oameni buni. Este făcută în favoarea grupărilor de corupție. N-are nicio legătură cu interesul public și cu, nu știu, ce vreți dumneavoastră, principii ale dreptului și așa mai departe. Are legătură cu faptul că încă mai sunt dosare pe rolul instanțelor și trebuie judecătorii să nu țină cont de... Da, îmi cer scuze, dragi prieteni, o să dureze, că acum e din două bucăți, că s-a întrerupt înregistrarea și am două înregistrări și acum trebuie să le lipesc. Cine știe cât îmi ia să le lipesc, pentru că e 4K și o să dureze. Îmi cer scuze, asta este, e vina mea, pentru că nu mi-am pus telefonul pe avion, am uitat să-l pun și... În fine, bun. Deci, toate aceste modificări legale, aceste modificări făcute de Curtea Constituțională, care nici măcar nu este parte a sistemului de justiție, Curtea Constituțională este o struțocămilă gândită de politicieni ca să le salveze pielea. Și acum am văzut în ultimii ani exact cum a putut această struțocămilă să intervină în actul de justiție să le salveze pielea. Da? Sigur, aparent, ele au o spoială de legalitate. Există niște argumente juridice. Da, nu pot fi, pot fi contestate, pot fi combătute cu o cantitate egală de argumente pro și contra. Dar în spatele acestei stări de iure există starea de facto. Că niște oameni puși de niște grupări de corupție împinși până în Curtea Constituțională emit hotărâri în favoarea acestor grupări de corupție. Pentru ca să scape cei mai șmecheri dintre șmecheri de pușcărie și de consecințele penale ale faptelor lor. Despre asta este vorba, dragi prieteni. Și asta este foarte grav. Și societatea habar n-are. Habar n-are ce se întâmplă, pentru că avem un câine de pază al democrației, presa, nu? Televiziunile în principal, care de fapt nu mai este câine de pază al democrației. De fapt este o corcitură, un pudel prins în lesă de politicienii care sunt parte din aceste grupări de corupție, grupări de corupție ce și-au folosit marionetele din Curtea Constituțională pentru a emite astfel de hotărâri, ca să scape ei și stăpânilor de pușcărie. Despre asta este vorba, dragi mei. Și a doua știre foarte importantă, care s-a consumat astăzi, în timp ce noi eram atenți cu alte lucruri, în timp ce televiziunile de știri vorbesc despre greva profesorului și alte lucruri, care într-adevăr sunt și ale importante, situația în învățământ este una critică, proiectul care schimbă codul penal a fost adoptat de Camera Deputaților, scrie Universul.net, așa cum a vrut-o Arășu Bode. Proiect care prevede inclusiv modificări privind protestele publice, privind înăsprirea pedepselor și măsurilor în cazul în care politicienii sunt deranjați de proteste publice și jandarmeria încadrează protestatarii la tulburarea ordinii și liniștii publice. Și asta este o prevedere foarte perversă, pentru că pe de o parte aveam nevoie de înăsprirea pedepselor pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, pe de altă parte aveam nevoie de prevederi legale clare și care să delimiteze foarte bine ideea de protest de ideea de, într-adevăr, tulburarea ordinii și liniștii publice, lucruri care se întâmplă în societate. Știrea este foarte proastă, bănuiesc că legea va merge la promulgare, bănuiesc că ăștia cu majoritatea lor parlamentară n-au făcut peste capul lui Iohannis, deci nu-l văd pe Iohannis trimițând legea înapoi, că totul se face cu știrea și cu aprobarea
sub înaltul patronaj al faraonului tăcut de la Cotroceni. Da? Era, să zic, faraonul turist. Asta este vestea foarte proastă. Vestea foarte bună, dragi prieteni, adică partea bună a acestei povești este că datorită prezenței României în Uniunea Europeană, datorită faptului că instanțele din România sunt încă independente și obiective, și vă spune asta un om care s-a luptat cu jandarmeria ani de zile și a anulat toate abuzurile pe care a putut să le conteste în instanță în termene, în termenele legii. Că unele mi le-au trimis prin poștă și au zăcut acolo în cutia poștală și au ieșit din termen. Au fost șmecheri, unii dintre ei. Au fost foarte șmecheri. Da? Dar partea bună este că instanțele judecă toate aceste spețe pe jurisprudența CEDO. Și jurisprudența CEDO, în cazul persoanelor care participă la proteste, mai ales pe teme politice, și își exprimă opiniile, nemulțumirea față de ceea ce fac politicienii, este foarte protectivă cu protestatarii. Deci asta este partea bună a lucrurilor. Că indiferent ce mizerii bagă ei în lege, totul ajunge la instanțele de judecată. Și că acolo există o jurisprudență CEDO foarte bogată cu care se poate apăra eficient orice persoană care iese în stradă să protesteze și din diverse motive este luată la dosar penal și trimisă în judecată ca și cum ar fi niște interlopi care s-au întâlnit clanurile să își rupă oasele cu săbile și cu topoarele și cu bâtele. Da? Și jurisprudența CEDO ajută. Deci asta este partea bună în această poveste. Însă, ce trebuie noi să înțelegem, inclusiv din ce s-a întâmplat la CNA, și o să vedeți înregistrarea, întâi o să ridic acest material și după aceea materialul de la CNA, sper să nu mi-am mult să-l montez, ce ar trebui noi să înțelegem este, oameni buni, că astea sunt doar câteva măgării din ultima perioadă și să vedeți câte vor aroma până la alegeri. Dacă nu ne trezim din somnul cel de moarte în care ne adânciră barbarii de peseniști, și dacă nu ieșim masiv la vot în 2024, va fi de 10 ori mai rău decât ceea ce se întâmplă astăzi și riscăm chiar să fim scoși din Uniunea Europeană. Pentru că să n-aveți niciun dubiu, interesul grupărilor de corupție din România, interesul Hidrei, nu este ca noi să ne consolidăm poziția în Uniunea Europeană. Interesul Hidrei este să nu se reia lupta anticorupție, să nu funcționeze eficient instituțiile, să nu colaboreze SRI-ul cu procurorii și cu DNA-ul în lupta anticorupție, să nu se refacă legislația. Interesele lor sunt aliniate acum perfect cu interesele dictaturii lui Putin. Și ceea ce își doresc ei este mai degrabă o oligarhie de tip putinist decât o societate democratică în care justiția este independentă, nimeni nu este mai presus de lege și se face justiție chiar dacă pierde biotopul lor, nu? Fiat justitia, pereat mundus, spuneau latini. Da? Ei au înțeles, când au văzut că Voiculescu s-a dus la pușcărie, că Năstase s-a dus la pușcărie, că dacă ei nu intervin masiv și agresiv, politic, prin media, peste tot, pentru a întrerupe integrarea României în Uniunea Europeană, chiar pentru a provoca un raw exit, biotopul lor ăla frumos, în care ei trăiesc în lux, cu fructul corupției și hoției la dispoziția lor, va dispărea. Și de aceea fac eforturi atât de mari, pentru, inclusiv pentru a susține grupări extremiste rusofile, cum este gruparea AUR, în speranța că în 2024 vor avea suficientă majoritate în Parlament, astfel încât să transforme România într-o oligarhie. Sper să nu am dreptate. Cu Republica Infracțională am cam avut dreptate, din păcate. Sper ca oamenii să înțeleagă și această Republică Infracțională să nu se transforme într-o oligarhie de tip putinist, pentru că atunci niciun om cinstit nu va mai avea, el, copiii lui, nepoții lui, nu vor mai avea un viitor decent și normal în această țară. Semper fidelis, dragi prieteni!